Doamne ajută și bine ați venit. Vă mulțumim frumos că ați ales să fiți în această seară alături de noi să prăznuim nașterea Maicii Domnului cu această lansare. Înainte de toate, o să-l rugăm pe Părintele Ioan să blagoslovească întâlnirea noastră la prezentarea unui nou volum din colecția Minunile Icoanei. Puterea unei icoane constă în harul celui închipuit de iconar, har cel și are izvorul în Dumnezeu. Deși însușirea de a fi purtător de har este comună tuturor icoanelor, unele sunt considerate făcătoare de minuni, întrucât, la un moment dat, lucrarea harului lor a fost mai simțită, fie în vremuri grele, de strâmtorare pentru creștini, fie în împrejurări în care necinstirea lor a atras lucrarea harului spre pedepsire. Între multele icoane făcătoare de minuni ce întregesc dezaurul ortodox, cele mai multe aparțin, desigur, Maicii Domnului. Vorbim astăzi despre una dintre acestea, icoana Maicii Domnului a Semnului, una dintre cele mai importante și vechi icoane ale Rusiei ortodoxe. Icoana descoperită într-o zi de 8 septembrie, prăznuită astăzi, 8 septembrie, icoană în cinstea căreia s-au înălțat două mănăstiri și multe biserici, și nu numai în Rusia, icoană care a salvat și schimbat multe vieți, între care și cea a Sfântului Serafim de Sarov și multe altele despre care vom vorbi în această seară, împreună cu invitații noștri, domnul academician Sorin Dumitrescu, pictor și grafician, discipol al părintelui Constantin Galeriu, profesor universitar la Universitatea Națională de Arte București, fondatorul editurii și fundației Anastasia, pe care toți bănesc că o știți, membru corespondent al Academiei Române din 2006 și mă opresc aici. Realizările domnului Dumitrescu sunt foarte multe, dar știu că dânsul preferă să vorbesc mai puțin despre dânsul. Este părintele Ioan Radu, care a slujit timp de 7 ani la Catedrala Icoanei Semnului din New York. Și domnul Gheorghiță Ciocioi, traducătorul volumului lansat astăzi. Bună ziua și bine ați venit! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră și începe cu traducătorul acestei serii de icoane făcătoare de minuni și ale Maicii Domnului, domnul Gheorghiță Ciocioi, și v-am rugat să ne spuneți câteva cuvinte despre această colecție și în special despre cartea pe care o lansăm astăzi. Bună seara și bine ați venit la această întâlnire și în acest praznic. Ne bucurăm în primul rând să avem alături pe domnul academician Sorin Dumitrescu și pe părintele Ioan, și alături de părintele Ioan aș prezenta-o și pe doamna preoteasă, care ar putea da, doamna preoteasă Rodica Radu, care ar putea da o mărturie, fiind prezentă poate 15 ani de zile la Catedrala Semnului din New York, și cred că ar fi interesantă mărturia unui mirean. Într-adevăr, este o colecție inițiată de editura Sofia, au fost icoana Maicii Domnului de la Bacicovo din Bulgaria, care e cea mai cinstită icoană din Bulgaria, a fost icoana Maicii Domnului la Kazan, în această serie de la Pocaev, icoane vestite în lumea slavă ortodoxă, eu fiind traducător din limbile slave, și cu această ocazie aș vrea să nu uit și să o prezint și doamna Anca Irina Ionescu, profesor universitar doctor la Facultatea de Limbi Străine din București, care a tradus peste 170 de cărți din limbile slave, așa că m-aș putea numi ucenic al dumneaei, eu traduc în mult mai puțin. N-aș vrea să vorbesc prea mult despre această carte, pentru că avem aici oratori vestiți, trăitori vestiți, și nu vreau să repesc practic timpul de care ați putea beneficia în această minunată zi de sărbătoare închinată Maicii Domnului, cea care a născut lumina vieții pe Mântuitorul Hristos, astfel că l-aș ruga pe părintele Ioan să ne povestească din experiența trăită la New York, icoana aceasta fiind patroana New Yorkului, icoana Maicii Domnului, însă acolo, prin această nenorocire care a fost fuga rușilor albi după Revoluția din octombrie 1917.
Părinte Ioan, vă rog să ne povestiți dumneavoastră, după care domnul academician are să țină o conferință despre icoane și despre Maica Domnului. Da, cartea este excepțională. Aici este icoana, eu am plimbat icoana asta, am avut grijă de ea, am slujit în fața ei. Cartea e interesantă, fiindcă interesant e obiectul. Itinerariul lui formidabil de la rădăcina unui stejar din Kursk pe la 1295, la sfârșitul secolului 12-13 început și până în America, în mâinile părintelui, în 2009. Nu e rău. În 1295 circulă peste tot în lume. Cartea prezintă toate locurile unde a adăstat. Australia, Canada, Iugoslavia, peste tot, peste tot. Probabil e un grup de oameni, bănuiesc slavi, care deschid cale. Dar degeaba încerci să deschizi cale dacă lumea nu te primește. Deci există, icoana are foarte multe calități. În primul rând, deschide cale și, iată, e o biografie care fascinează când o citești. Atingerea ei de biografia câtorva sfinți mari, a câtorva împărați mari. Atenție, icoana originală e numai aia care e în mijloc. Jur împrejurul e adăugat cu apostoli. 9 apostoli, iar sus cu Dumnezeu Tatăl, care, de la care purcede Duhul Sfânt, este pe partea de sus. Restul sunt 9 apostoli, fiecare cu zicerile lor, despre semn. Solomon, Moise, Isaia, toată lumea. Dom'le, să începem organizat, ca la DNA. Ia să vedem noi, de unde e porecla asta? Fiindcă eu n-am auzit de ea, era prima dată când am auzit numele și m-a captat din prima clipă. Isaia, capitolul 7. Versetul 11. Îl iau mai din coadă. Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău în adâncurile iadului sau în înălțimile cele de sus. În alte ediții, de jos sau de sus. Și a spus Ahaz. Nu voi cere și nu voi ispiti pe Domnul. Și a zis Isaia. Ascultați voi cei din casa lui David. Nu va ajunge să obosiți pe oameni, dar deveniți să obosiți și pe Dumnezeul meu. Tare cuvânt. Pentru aceasta, Domnul meu, asta zice Isaia, e prorocia lui. Pentru aceasta, Domnul meu vă va da un semn. Iată, fecioara va lua în pântece și va naște un fiu și vor chema numele lui Emanuel. El se va hrăni cu lapte și cu miere până în vremea când va ști să arunce răul și să aleagă binele. Și continuă. Dom'le, ce înseamnă că vă va da un semn? Eu pot să spun așa, plec la predaj și îți dau eu un semn de acolo. O veste. Aici nu e vorba despre veste. Îți voi da un semn. Și spune cum
va fi semnul, fără ca să poată să-l descrie mai mult, că suntem la 770 de ani, deci la mai mult de 7 secole, de la ivirea icoanei în lume. Când apare icoana în lume? În anul 1, cu prilejul nașterii Domnului. Domnul este icoana. Deci 33 de ani prin Iudeea și Galileea a circulat icoana, cu I mare. Tatăl l-a născut pe fiu, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Deci este icoana Tatălui. Ulterior, când îți fac pe om, fac icoană. Hristos e icoană care e născută. Deci de aici trebuie ca să pornim cu valorificarea ei. Dacă nu integrăm icoana în întreg scenariul, pe care de altfel îl rezumă divin credoul, crezul, nu înțelegem importanța acestei icoane, dar al oricărei alteia. Există ceva ce dumneavoastră nu știți, o bătălie între greci și ruși asupra întâietății în creștinism, în materie iconografică. Vreau să vă spun că primele s-au făcut la Sinai, nu s-au făcut în Rusia. V-am și adus una ca să o vedeți. Datele sunt în permanență, sunt fluctuante. Ba e mijloc de secol 13, ba e început de secol 11, tot așa sunt. Fiecare își arogă având în permanență date extrem de mișcătoare. Nu e nimic asigur. Date stilistice, care sunt extrem de alunecoase și ele. Dacă citești textele, un om cu mintea la cap nu le validează. Și între comentariu cultural asupra icoanelor este compromis din cauza asta. Fiindcă e făcut fără pic de axiologie teologică, axiologie, sistem de valori, fără să se țină cont de sistemul de valori a teologiei, a doctrinei. Trebuie ca să înțelegeți că această afluență de oameni, care ține de atâta secole, în cazul acestei icoane, reprezintă ceva excepțional, dar afluirea oamenilor la icoane se petrece și la lucruri de mâna a doua, a treia, se petrece și la Arsenie Boca și la foarte multă lume. Eu n-am văzut la Stăniloae atâta lume să fie ca după Arsenie Boca. Lucrurile îți intră greu în cap. Deci există deci ceva ce noi nu vrem să luăm în seamă. Se numește pietismul religios. E definit de Ian Arras, poate cel mai bine într-o carte celebră a lui, Libertatea Morale, a apărut la mine, la editura noastră. Pietismul este marea eroare a credinței contemporane, fiindcă plasează cunoașterea doctrinei în planul 2. Adică, eu mă duc la cineva cu carne, băutură și pâinici, el îmi mulțumește, care știu că n-are, și mă întreabă. Îți mulțumesc, frate, pentru tot ce ai făcut, dar explică-mi și mie cum de sunt 3, 1,
trei sunt, una sunt cei din Sfânta Treime. Iau un exemplu. Răspunsul pietistului e, eu ți-am adus lucruri bune. De ce mă întreb chestii de ale popilor? Deci normal este ca ăla care aduce, că aduce și icoane, să stăpânească lucrurile astea. Fiindcă atunci începe să fie un lucru extrem de serios și de luat în seamă. Ia să vedem noi ce e la început. Deci două pagini dau și l-auzim pe Isaia cum rage. Peste trei pagini scoate acest text cu semn. E o legătură clară. E o legătură clară între cele două secvențe. În capitolul 1, cu care începe. Versetul 3. Am ajuns și la televizor să-ți dau de nenumărate ori, de sărbătoarea nașterii Domnului. Am întrebat așa, ce caută boul și asinul în preajma pruncului? Vreau să vă întreb acum, să vă pun în situație gravă. Catolicii vă spun ce răspund. Era răcoare și făceau așa și se încălzea pruncul. Este posibil? Este versetul 3, care e începutul răgetului lui Isaia. Boul își cunoaște stăpânul și asinul ieslea Domnului său, dar Israel nu. Mă cunoaște poporul? Mă cunoaște. Poporul meu nu mă pricepe. Mă cunoaște. Poporul meu, la mine e legat. Mă cunoaște, dar poporul meu nu mă pricepe. În alt text e mai bun pricepe. Nu mă înțelege. Deci, domnule, există două planuri care le subliniază, care sunt valabile și la icoana asta, care le subliniază Isaia. Una e ca să cunoști, alta e ca să înțelegi. Cunoașterea de obicei e opera Domnului, că credința e dar, o spune chiar el. Atunci faci cunoștință cu Dumnezeu. E treaba lui, dar treaba mea care? Ca să înțeleg ce mi-a arătat el. Treaba mea, în cazul ăsta, este ca să înțeleg care-i rostul acestui semn. Ce s-a trezit prorocul să-i dea lui Ahaz, care era înconjurat de asirieni de lume multă, care vreau să pună mâna pe împărăție, să-i dea chestia asta, să zicem, ultra-duhovnicească. Vai ție, neam păcătos, vă rog frumos, proiectați tot ce auziți aici pe România de astăzi. Vai mie, neam păcătos, popor împovărat de nedreptate, soi rău, fie ai pieirii, fie ai pieirii, gândiți-vă, Iudea e fiul pierzaniei. Deci vedeți de unde se trage. Ei au părăsit pe Domnul, tăgăduit-o pe Sfântul lui Israel, întorsul ia spatele. Pe unde să mai fiți loviți voi, cei ce mereu vă răzvrătiți? Tot capul vă este numai răni și toată inima slăbănogită. Din creștet până în tălpile picioarelor nu-i nici un loc sănătos. Totul este numai plăci, vânătăi și răni pline de puroi, necurăție, nemuiate, unde lemn și nelegate. Țara voastră este pustită, cetățile voastre arse cu foc, țarinile voastre le mănâncă străinii înaintea ochilor voștri. Ce-mi folosește mie, acum încheierea, când urlă, ce-mi folosește mie, Domnul, nu, Isaia e purtătorul de cuvânt, ce-mi folosește mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Această inflație a pravilei în lucrarea noastră, cu care stăm cu spatele la realități grave, face o moschee lângă noi și noi vedem câte bomboane se pun pe colibă. Mi s-a întâmplat și știu.
M-am sătuat de ardere de tot cu berbeci și de grăsimea vițeilor grași și nu mai vreau sânge de tauri, de miei și de țapi. Când veneați să le aduceți, cine vi le ceruze? Nu mai călcați în curtea templului meu, nu mai aduceți daruri zadarnice. Tămâiele-mi sunt dezgustătoare, lunile noi, zilele de odihnă, adunările de la sărbători, nu le mai pot suferi. Însăși prăznuirea voastră e nelegiuire. Urăsc lunile noi și sărbătorile voastre sunt pentru mine o povară. Ajunge! Mă ciocnesc cu viața bisericii ca și dumneavoastră. Sunt realități neașteptate de actuale. Fiindcă este nepermis ca să manevrezi niște valori excepționale fără ca să încerci să le cunoști. Ca editor pot să vă spun, în creștinismul din România nu se citește. Eu nu vorbesc de cărți cu minuni sau de Nicodim Mândiță și alte lucruri de-astea contra curvii, a fumatului și mai știu eu ce. Eu vorbesc acum despre lucruri grave, extrem de importante, care un creștin trebuie ca să le știe. Este inadmisibilă această superficialitate care nu duce nicio parte. Avea să spună un poet, a murit asasinat acum vreo 3 ani. Neam bun și blând de trădători, cu minte, cu aleasă cruce, pe fiii săi dumnezești, neamul întreg pe cruce îi duce. Adică bădița Avram Iancu a murit singur de Alzheimer cântând la fluier într-un parc. Unde era poporul credincios și lumea multă care s-a ținut după el? Să mai vorbim de mă Eminescu, suntem singurul neam care are poetul național, fondatorul limbii, mucenic. Nu se spune așa ceva. Am avut și noi câțiva, în timpurile mai recente, sunt osândiți la tăcere. Zice cineva ceva, de la patriar până la credincios, toată lumea tace. Nu-i momentul. Îl știu de când aveam 10 ani. Și pot să vă spun, tot ce am făcut bun e în clipa când am călcat acest cuvânt. Care este o superstiție, clar. Deci vedeți dumneavoastră că înainte acestui semn, semnul ăsta urmărește nădejdea Domnului de a îmbunătăți poporul lui. Și în clipa aia îi dă un semn. Semnul, vă dați dumneavoastră seama ce este de fapt. Este icoana întrupării făcătorului acestei lumi, Logosul Creator, Fiul Tatălui. Deci, la nașterea Domnului se naște în această lume făcută de El, făcătorul acestei lumi. Este greu ca să poți să concepi așa ceva. Este o minune care e peste toate minunile cu care Dumnezeu vrea să-și întărească conștiința de neam, că se va atrage din casa lui David. Ăsta este semnul. Nu este vorba de semne. Maica Domnului duce după ea semnalul, proba lui că a fost un semnal dat de Isaia. Dar icoana lui nu se substituie, icoana aceasta nu se substituie icoanei Maicii Domnului cu pruncul, să fie limpede. Sunt ambele, intră în dialog. Și e foarte bine, sunt icoane unde Isaia e figurat în picioare, lângă Maica Domnului în picioare, cu acest medalion pe spre abdomen, în partea asta, mai jos, între plămâni și abdomen, cu chipul lui Hristos. Este foarte adevărat.
Astea trebuie știute foarte bine și raportate exact. Ce înseamnă imaginea pe care o dă în Vechiul Testament Isaia față de cea pe care o aduce Hristos cu el? Uitați ce zice Moise în Deuteronom. Prin gura lui Moise întreg Vechiul Testament recomandă cuvântul auzit ca fiind cel mai aproape de omul credinței. Citat. Ca fiind aproape de tine, el este în gura ta și în inima ta ca să-l faci. Îl citesc din nou. Ca fiind aproape de tine, el este în gura ta și în inima ta ca să-l faci. Pavel, care l-a cunoscut neiconic pe Hristos, că nu l-a văzut, l-a auzit, zice și el tot așa. Aproape de tine este cuvântul, în gura ta și în inima ta. Adică cuvântul credinței pe care îl propovăduim. Deci, vedeți dumneavoastră că icoana nu este un medicament, nu are rol de medicament, îl iau și cum îi se face rău din nou? Bâși la ea din nou. Icoana, făcându-ți ție un eveniment în propria ta viață, unui neam de-al tău sau ție însuți, îți deschide drumul spre înțelegere. Să depășești această cunoaștere. Sunt nenumărate cazuri pe care le povestește și Rafael Noica, părintele, despre oameni care au primit minuni deosebite și a trecut fiorul. Și le-a trecut și lor fiorul. N-au rămas pecetluiți de ce li s-a întâmplat. Cartea aceasta colecționează probabil o parte din ele, dar nu sunt foarte multe pentru epoca aia. Eu dacă dau acum cu Sfânta Paraschiva, că am citit, mi-a căzut prin noi, sunt mult mai multe. Dar într-un timp scurt și precis a avut și asta foarte mulți. Fiindcă toată apariția ei, deci orice lucru ca să țină, trebuie să aibă o legendă în față. Ctitorii de dinainte știau să facă asta. Și toate bisericile, Negruvoda, lui Ștefan cel Mare, au câte o istorioară în față care le-o proiectează în veșnicie. Aici e suficient, a fost găsită la rădăcina unui stejar. Odorom Catroca. Tare, tare, te duci pe acolo, că așa s-au dus oamenii ca să vâneze ceva de tipul ăsta și au văzut icoana. Au venit tătarii și au împărțit-o în două, au tăiat-o în jumătate. S-au lipit jumătățile ca prin minune și a apărut și o rouă, așa, care parcă a răcorit lemnul. Multe, multe lucruri de astea sunt. Fiindcă icoana este un obiect viu prin prototipul la care se referă. În cartea care am scos-o, Noi și icoana, pe dos am băgat special zicerea patriarcului German al Constantinopolului. Zice, o icoană de pe care ploaia vechimea a șters imaginea, atenție, este sfânt. Eu sunt un... Poți să tai ceapă pe ea. Dom'le, vreau să știu și eu cât ar face chestia asta. Astea sunt lucruri scoase în timpul iconoclasmului, când nu mai era joacă, când murea lumea pentru cauza icoanei. Noi acum suntem tot în epocă iconoclastă, a zis părintele foarte bine, catolicii, atunci ne-am despărțit de ei, nu în 1054, ne-am despărțit de catolici când au decretat icoana ca neavând putere pneumatică. Adică degeaba vă rugați la ea. Ăsta e momentul. Și este 200 în secolul 12. Până atunci s-au despărțit sus. Sinoadele nu se vedeau și chestii de astea.
Dar despărțirea bisericii a fost ca la tir, în 102 de metri, nu imediat. Și a ținut până în secolul XII, când catolicismul a avut ce să opună bizantinității. A opus goticul. În clipa aia, au putut ca să renunțe la icoană, iar secta lor, protestanții, toți au moștenit cu o agresivitate mult mai mare decât a catolicilor. Culmea, acum ei se înregistrează primii să se rătăcească la nunta ăsta a englezilor, maica domnului din Vladimir cu copilașul mare pe perete la Canterbury. Foarte frumos. Am văzut asta. Însă, domnilor și doamnelor, prigoana împotriva icoanei se datorează principal faptului că ea va împăca biserica. Și pormă toate neamurile între ele. Asta este cheia. Cine nu înțelege treaba asta, nu înțelege ce e icoana. Iar dovadă e însăși periplu fabulos al acestei icoane, care circulă prin lume ca la ea acasă. Nici Obama nu a circulat vreodată ca ea. Fără servicii speciale, fără nimic, un pârg de nebuni care merg după ea și trag și pe alții. Și peste tot, toată lumea o primește cu emoție mare, teologică, sperăm, dar și cu pietism foarte mult.